Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați colegi. Declarația politică de azi se intitulează România are nevoie ca programul de guvernare al PSD să fie continuat. România trece de aproape o săptămână printr-o criză de guvernare fără precedent pentru România. Cine a vrut și are interes să mențină această stare de criză de guvernare, românii au văzut în mass media. Românii vor să știe ce se va întâmpla cu programul de guvernare al PSD-ului, cu care acest partid a câștigat alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Românii și-au pus mari speranțe în acest program, care conține măsuri concrete cu termene și responsabilități, măsuri care vizează creșterea nivelului de trai al românilor, în special al celor cu venituri reduse. Mâine, miercuri, 21 iunie 2017, parlamentarii sunt chemați să voteze moțiunea de cenzură împotriva unui premier care se încăpățânează să se considere guvern, un premier care nu mai reprezintă românii și care nu poate să ducă mai departe programul de guvernare al PSD-ului. România așteaptă cu nerăbdare trecerea acestei moțiuni care să permită Parlamentului desemnarea unui guvern care să lucreze pentru binele românilor și al României. Am convingerea certă că moțiunea va trece, că vom avea un guvern care să facă eforturi să aplice întocmai și la timp măsurile din programul de guvernare. Dumnezeu să ne ajute să fie liniște și pace în România. Deputat Vasile Cocoș, Colegiul 40 Vâlcea, Grupul Parlamentar PSD, 20 iunie 2017.